Zeci de oameni s-au adunat în curtea casei să-l conducă pe ultimul drum pe Bulibașa Mircea Rostaș, supranumit și cel mai mare judecător al staborurilor din zonă. Înmormântarea a avut loc conform tradițiilor rome. Deși majoritatea celor prezenți purtau mască, la slujba de înmormântare în curtea casei, toți s-au îmbulzit în casă lângă sicriu. La întregul eveniment au fost prezente și forțele de ordine. Aceștia au stat în fața casei și au fost chiar și în camera cu sicriul, însă oamenii legii nici nu au dat amenzi, nici nu au încercat să-i distanțeze pe oameni. Sergentul meu!